Mișcările de protest ale fermierilor români au avut eco la nivel decizional în țara noastră. Dar pentru ca sectorul să poată fi salvat, e nevoie de mai mult, spun fermierii. De acord cu ei este și europarlamentarul Laurențiu Rebega. Oficialul crede că organizarea unor proteste ale agricultorilor români la Bruxelles ar putea rezolva mai multe din problemele cu care se confruntă sectorul zootehnic. Europarlamentarul Laurențiu Rebega a spus în ediția de miercuri a Jurnalului de Agricultură că deși acum toți fermierii își doresc cu ardoare ridicarea embargoului rusesc și se plâng că au numai de suferit din cauza lui, nu se știe ce se va descoperi după renunțarea la el, motiv pentru care trebuie să recurgă și la alte măsuri de protest. Supărători și strigători la cer că în continuare suntem tratați ca și... Dacă prima dată am fost tratați ca cetățeni de mâna a doua, acum suntem tratați ca fermieri de mâna a doua, producători de lapte de mâna a doua, producători de carne de porc de mâna a doua și așa mai departe. E strigător la cer și lucrul acesta nu trebuie să mai întâmple. De aceea eu am avut niște intervenții destul de dure la adresa comisarului, criticat chiar de unii dintre colegii mei. Mențin în continuare punctul de vedere. Trebuie să deschidem o piață care ne permite și nouă să ne relaxăm puțin. Trebuie să o deschidem cât mai repede, pentru că aceasta va reprezenta pentru noi o supapă de ieșire din momentul de presiune pentru produsele care așteaptă să ne să pătrundă pe piața românească. N-ar strica o demonstrație și a fermierilor din România. Noi nu prea avem bani ca fermierii francezi să ne permitem transportul până acolo, cazarea și amenziile. Președintele Asociației Patronatelor din Industria Laptelui din România, Dorin Cojocaru, a remarcat în direct la Jurnalul de Agricultură că italienii care au revenit asupra alertei emise vis-a-vis de brânzeturile din România nu și-au cerut scuze față de români, așa cum ar fi fost normal, și asta pentru că le-au destabilizat piața. Vine marfă din Italia, mozzarella, cu 2 euro pe kilogram, cu înlocuitor de lapte, și toată lumea pupă și ia de bun pe Horeca. Ia să fim și noi puțin români, stimați patron de Horeca, restaurante, pizzerii și așa mai departe, și nu mai cumpărați așa ieftin de la italieni și cumpărați un pic mai scump mozzarella adevărată de la români, nu? Sau autoritățile se iau un pic Horeca pe trasabilitate, spune, de unde ți-a venit asta? Din Italia? Păi, ia să greșim și noi în calculator să dăm aici care nu știe crocodil. Autoritățile italiene au corectat marți notificarea transmisă în data de 16 martie în sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje cu privire la contaminarea cu E. coli a brânzei din România.